că iubesc creeperii. Ah, și eu iubesc. Ce frumos e când ești neatent, intri și tu puțin pe Facebook și când te întorci, bum, un creeper. Bă, măcar n-am murit. Era să mor, dar n-am murit. Ah, norocul meu că... nu știu cum să zic. Nu mai era niciun mob, aproape că dacă mai era ceva... Prr. Și stai așa, vreau să văd ce s-a stea neapărat, vreau să văd ce s-a stea că trec pe aici. Uite, unde sunt? Stai. Mă, pe unde sale? Vreau să... Și că e deasupra, nu, e de desubt. Ah, să stai tu să mai sapi pe desubt, n-am chef. Mă rog, oricum am reparat asta off-camera pentru că, sincer, nu cred că aveți chef să stați, să vă uitați cum repar eu casa. Așa că, să vedem. Am nevoie de niște redstone. N-am nici pic de redstone pe aici, trebuie să mergem să căutăm redstone. Pentru că vreau să fac o fermă automată de găini, adică să crească găinile, pentru că nu prea aveam mâncare. Mă rog, asta cred că am văzut și în episodul trecut și până cred că am zis-o, vreau să zic că da, am zis-o. Așa că, stai să vedem. Parcă aveam pe undeva pe aici. Nu mai aveam niște... Cum ai bine să numea chestiuța asta? Osmium. Vreau să mă duc să... Stai. Osmium. 8. Bun, avem cât pentru câteva paxeluri. Mi se pare că la 7 bucăți vine un paxel. Cred că avem pentru aproape 3. Dar mai găsim noi niște osmium până atunci. Mai are 7. Nu-i bai. Mie îmi place chestia asta că, uitați, are și 8 damage. Stai să vedem așa. Diamond Sword. Diamond Sword are 7 damage și ăsta are 8 damage, deci îl poți folosi mai bine ca poți să abii diamant, ceea ce mi se pare foarte wow. Mă rog, oricum, ideea e că o să facem, uite, aici undeva, ăsta, o să facem aici, cred că, asta, ferma. Mă rog, nu o să fac nimic, nu o să încerc să fac nimic care să arate frumos, o să-l fac decât, nu știu cum să zic, o să încerc să fac totul să fie practic, nu frumos, pentru că de obicei dăteam fail, adică dacă încercam să fie frumos, nu ieșea practic de nicio culoare și pur și simplu mă complicam degeaba, iar dacă încercam să-l fac practic, nu ieșea frumos deloc și pentru că este un modpack cu multe moduri, am zis că știi ce, hai să-l facem practic, adică nu vreau să pierd foarte mult timp. Dacă se poate în episodul ăsta să terminăm, ar fi perfect. Bine, nu cred că o să terminăm în episodul ăsta. Sau mai știi, dacă ne grăbim, poate. Ceva poate. Așa. Cred că nu contează ordinea, nu? Ba, poate contează. Nu. Cum ai bine să faci asta aici? Bă, X. The fuck? Nu întrebați. Ok, cu târnăcopul la mijloc, am înțeles. Pare logic și... Așa. Bun. Știi ce? Nu cred că mai trebuie să mai stau după astea. Să se prăjească, n-are niciun rost, dar vreau să iau totuși niște torțe cu mine, pentru că de asta să avem nevoie. Și cam atât, nu mai avem nevoie de cine știe ce. Aici era asta. Wow. Paxelul chiar este... Stai, îți bajuc de mine. Wow, cred că dacă sparg bucata aia, deci dacă spărgeam bucata aia, cred că... spărgeam toată casa. Băi, deci ar fi chiar culme. Bă, dar cum mai este de aici? Stai așa. Hai să sperăm că merge. Hai, așa. Vreau să iau niște de-astea, cum se numesc, scări și să le fac ieșirea. Încotro pe aici. Bun, acum să punem scările. Ups. Și le punem la ieșire. Hai de cap, mă ucerea să pic. Să sperăm că... Avem pe aici parcă niște resort, nu mai știu sigur dacă mai aveam. Și nu găsisem. O să minez puțin și dacă nu, cred că o să mă duc în Nether.
Și o să iau de acolo niște redstone, dar sper să găsesc aici, că n-am chef să mă duc până acolo, să fiu sincer. Adică, pic, ce rost. De obicei găseam destul de repede, o să ignor orice alt or, că dacă stau să mai iau de alte ori, atâtică până găsesc eu redstone. Și chiar n-am nevoie de mult, cred că... Dacă găsesc 5 sau 6 bucăți, nu bucăți, 5 sau 6, uite, am găsit redstone, exact ce ziceam. N-avea niciun rost, stai, de fapt, știi ce? O să-l consum pe ăsta până mai rămâne o folosință și după aia o să le unesc. Uite, cred că atâta ne ajunge. A, ne ajunge clar. N-avea rost să mergem în Nether, să le prăjim de două ori, de fapt nu doar o dată, ca două ori. Le spargeam normal. 48 de bucăți, cred că atâtea ne ajunge. Ce e asta? Yellow, white, tin. Atâtea lucruri care se repetă. Știi, pe viitor, cred că dacă o să continuăm halul ăsta, o să ajungem să avem 3 moduri de... Adică 3 moduri care adaugă copru. Ar fi chiar foarte interesant. Îmi place harta asta cum îți arată la fiecare nivel ce mob găsești, unde găsești. Măcar știi, dacă te uiți pe hartă, nu te mai sperii când ai de ei. Aici avem niște chestii interesante. Deci, nu știu, poate că ar fi de explorat, dar... Știți cum e cu lenea, cu astea. Așa că prefer să mă duc direct unde am treabă. Pot să sparg asta, să nu mă mai țin acolo. Și acum să vedem. Avem nevoie de niște pistoane, pe care, să fiu sincer, nu mai știu exact cum se făceau. Pistoane, avem nevoie de redstone, de astea, deci... redstone... Oh, stai că nu e bine. Ball of choa. Da. Aparent avem nevoie de slimer pentru asta. Mă rog, o să ne scurcăm noi și fără. Cobblestone lemn. Nu-i greu. Deci cobblestone lemn. Avem iron pe aici. Haide, nu spune că n-avem iron. Cred că n-avem iron. Avem 3 bucăți de iron. Clar nu ne ajunge. Mai vreau iron. Uite cât avem iron aici, 24 de bucăți, nu mai bine, 3 bucăți de astea de coal folosesc. Știi ceva, osmiumul, hai, de fapt știi ce, luăm toate astea care par, nu știu, așa, materiale și o să le punem sus aici. De fapt jos, adică sus în ăla, în cufărul de jos. Și acolo o să fie oruri, adică oruri. Materiale, cum ar veni ingoturi, adică ce genul iron ingot, gold ingot și de-astea. Așa, avem, da, avem lemn, avem piatră, avem nevoie de redstone pe care îl avem la noi și de ironul pe care cred că l-am lăsat sus, nu sunt sigur. Stai, mă, aveam 3 bucăți de iron, unde sunt? Ai, sus sunt, ok. Și se face deja întuneric, hai să ne grăbim. Eu chiar stau și mă întreb dacă stă și citește cineva toate chestiile pe care le scriu aia la început. Adică, pe bune, eu găsesc o pierdere de timp. Bun, deci pe părți punem cobblestone, sus punem lemn. Și aici punem iron, nu, redstone și iron. Invers. Bă, era bine, era bine. Și hai să luăm 8, să zicem. Să punem și noi o suprafață destul de mare. Și de fapt asta e așa. Dacă tot avem atâta lemn, de ce să nu ne folosim de el? Bun. Și în partea asta o să facem ceva de genul, nu știu cum să zic. Nu o să fie cea mai mare de asta fermă. Adică o să fac cea gen 8 pe 8 sau nu știu exact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De fapt, stai. Să facem, uite așa, 1, 2, 3, 4, nu. O luăm altfel. Vreau întâi să văd cum ar veni apa. Deci... nu stai, chiar era bine. O să fie ceva de genul 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și încă una în partea asta și
Aici o să vină pistoanele și în spate aici sper să le putem activa pe toate cu redstone așa dintr-o bucată, că dacă nu, nu știu ce fac, adică știu ce fac. Stai. Întâi de toate vreau un băț. Bun și așa. Facem 4 redstone torciuri pentru că de mai mult lucruri că avem nevoie. Și ea dă redstone un coa. Acum s-ar putea să avem nevoie de mai mult redstone dacă stau și mă gândesc mai bine. Știi ceva? Vreau să văd dacă funcționează așa. Și nu, nu funcționează. Bun, atunci schimbăm planul. Ups. Nu vreau să iau asta de acolo. Doamne. N-am nici pic de dar, trebuie să folosesc bucata asta de dar pe care am spart-o. Bun, atunci uite cum facem. Trebuie să pun, uite așa. Bun. Să sperăm că așa or să funcționeze. Dacă o să vină redstone în spate. Bun, hai să încercăm să vedem dacă funcționează. Și nu funcționează. Aoleo. Ah, te rog, nu spune că trebuie să fac de-astea. Am uitat cum se numește redstone... repeater? Parcă nu. Ba da, cred că repeater. Că n-am chef să stau să fac repeatere. Ah. Ok, hai să ne gândim, hai să gândim problema. Bun. Să luăm lemnul de aici și să vedem altfel. Cum aș putea să fac eu să vină redstone-ul la toate? Poate dacă pun deasupra, ce adică ăsta e? În primul rând funcționează așa? Da, așa funcționează. Dar dacă pun eu redstone pe deasupra, adică să vină așa, și apoi conectez totul cu o... Oh, perfect, bun. Bun, așa. Nu trebuie să facem repeatere și nici nimic ciudat. Mă, ideea e că astea, nu știu cum să vă zic, o să vină așa. Și apoi... stai, nu, n-am gândit bine situația. Trebuie să vină aici, apoi așa. Și să venim cumva în partea asta. Și aici să vină, ups, să vină alt restan, torci. Nu, stai că nu e bine, sau... Hă... Și cum se făcea un levier de la un lever? Așa. Acum să vedem, dar dacă fac aici de genul... Și oare se opresc toate? Sau? Nu. No. Faza nasoală cu asta e că s-ar putea, nu știu cum să zic, să n-ajungă până acolo. Dacă mă duc eu mai aproape, spre exemplu, uite aici. Ce urăsc când sparg și asta. Mă, dar nu știu ce mai țin eu pe astea în quick bar. Să țin și eu ce am nevoie. Asta, asta, aia și asta. Asta mai încolo puțin o să avem nevoie. Și asta. Bun, dacă... Să zicem că legăm, uite așa. Stai așa că nu e așa. Bun. Atunci o să trebuiască să activăm și tot o să avem nevoie de un repeater. De fapt, asta e. Sau poate facem cumva cu două levere? Chiar n-am nicio idee. Vreau întâi să fac chestia asta. Bine, e un mecanism simplu, dar vreau să fie cât mai simplu, nu vreau să mă complic. A, bun, nici așa nu merge. Ok, o să avem neapărat nevoie de un de-ala. Ideea este că aici o să vină apa. Deci chiar aici. Nu știu, să vă arăt imediat. Astea o să fie astupate.
Mai punem încă un rând. Sau, de fapt, stai. Nu cred că o să las decât un rând de-astea. Și o să le las decât aici în spate și în părți o să pun garduri ca să se vadă în interior. Adică totuși, să lăsăm puțin efect vizual. Și asta e, să mergem să luăm apă de pe undeva. Avem nevoie de o găleată, de fapt nu de o găleată, de mai multă apă, de fapt. Nevoie. Și avem aici o găleată deja plină cu apă. Bă, că nu putem să facem infinite spring doar dintr-o găleată, ar fi fost frumos. Și apoi să vină ceva de genul, nu știu. Oare ar arăta bine cu garduri? Știi, cred că n-ar arăta prea bine cu garduri, adică... da. Mă rog, înțelegeți voi ideea. Practic, o să se tragă. Deci când apăs pe asta, pe manetă, când o să apăsăm pe manetuță, o să se ducă de aici, o să se tragă pur și simplu astea înapoi și o să pice apa. Dar nu o să arate bine cu garduri. Trebuie să schimbăm. Punem de ăsta normal, le punem de normal. Să sperăm că nu o să ajungă găinile pe aici. Așa, bun. De asta punem și în partea asta. Da. Chiar nu știu cum o să vină. Și în partea asta să vină așa gard. Mă arată ceva, deși nu prea arată a, nu știu cum să zic, loc de la în care ții găinile. Arată ceva. Adică, nu știu, mie chiar mi se pare ok cum arată. What the fuck, tu ăsta de unde a apărut? Uite un mini zombie. Tare. Bun, dacă punem apa acum, hai să vedem. Vreau să văd cam până unde se duce. Deci până fix aici. Deci mai fix de atât nici că se putea. Deci aici o să facem cum ar veni. Așa un șanț. În care o să pice ole. Dar ideea e cum facem noi să luăm ole fără să pice găinile. Da. Hai să încercăm o chestie. Aoleu, dar stai că de fapt... prin gard parcă nu pot să iau astea, nu? Nu pot. Dar prin sleburi ori trece găinile? De fapt, cred că trec găinile alea aici. Problemă existențială acum, să nebunesc. Ia stai, de fapt, avem așa. Opa. Nu. Cum eram? Asta e. Avem hopere care se fac din iron și chest. Bun, avem iron și chest și... De fapt, stai, că chestia asta merge și doar cu o bucată de apă. O bucată de apă. Înțelegeți voi ce am vrut să zic. Ok, hai să facem câteva hopere să vedem cum ar merge. Deci avem nevoie de iron. Și noi nu prea avem iron. Uite, avem iron și un chest. Nu prea am să fac multe, așa că... De fapt, știi ce, să iau decât una. Și o să fac un singur hopper momentan. Și chestia asta cumva... Stai. Chestia asta cumva o să ne ajute... să adunăm ouăle, mai ales că la început o să fie foarte multe găini și foarte multe ouă și nu înțelegeți voi. Bun. Ideea ar fi, uite, să punem aici un de-asta. Și să vedem. Să zicem că dacă se duc ouăle, uite așa. Și ele ajung în ăsta. Chestia asta practic ia ouăle. Și dacă noi o să punem, o să umplem toate astea pe aici cu hopere, atunci nu o să mai avem problemă. Faza nasoală e că după aia cum ajungem noi la hopere. Adică ok, hai să zicem, facem, uite așa. Și
Și apoi așa. Și cumva trebuie să ajungem după aceea să le luăm din hopăle fără ca să, nu știu, ajungem la găini. Păi cred că aș putea să fac ce genul o gaură pe aici. Și aici o să punem chesturi, da, nu, de fapt stai că nu merge, că... Ok, cred că am altă idee. O să facem scări și abia, uite, aici dedesubt, cred că am spart unde ăla, dar l-am spart. Și o să vină, da. Momentan încă n-am destule hopăre. Ok, deci uite cum o să facem. O să facem aici niște scări. Și dedesubt o să punem chesturi. Faza e cum facem noi să fie chesturi individuale. Sau de fapt nu, că aș putea, de fapt, mă omoară chestia asta. Aș putea să fac chesturi duble și în mijloc e asta. De ce naibii? Chest. Ok, să punem chest și trapped chest, care se face tripwire hook, care... Da, ok, atunci iron chest, gold chest, da, deși mai bine. Copper chest, ok, dar n-avem cupru, nu? Doamne. Ok, silver, cred că avem silver. Ideea ar fi să punem două chesturi, să punem chesturi duble și în mijloc, știi pe unde nu ajung chesturile duble, să punem chesturi normale. Cât avem? 14 d-astea, 14 bucăți de iron și stai, mai avem aici încă 4. Dar ideea nasoală, doamne, faza nasoală e că nu știu cum să zic. Stai, 5, încă 3 chesturi mai putem să facem. Adică 3 hopăre de alea. Ups. Da. De fapt, stai, ce naibic, oricum trebuie să le și pun acolo. Atât momentan. Ideea e că trebuie să mai mergem să mai minăm, ca să putem să facem chestia asta să meargă. Bun. Și aici chest în mijloc și avem încă 3 hopăre. Și avem și chesturile duble pe care o să vă arăt cum vreau să le pun. Ok, deci aici o să venim noi jos. Aici mai avem încă un hopper. Și aici încă unul. Și încă unul. În care se tot duc astea itemele. Dartul. Și aici o să avem două chesturi. Adică un chest dublu. Și bănuiesc că nu mai merge să pun chiar aici. Nu. O să avem aici încă unul. Și nu, te rog, spune că e chestia de aia urâtă, zburătoare. Ups. De unde? Tot vă niște fulgere roz. Ok, și o să avem nevoie de încă două chesturi din acelea de iron, adică mult iron. Uite acolo. O adrecune nesimțită. Bun, hai să-l testăm totuși, să vedem dacă o să meargă, măcar să știm o treabă. Da, te rog, nu mai da, te rog, eu nu mai da. Ce ți-am mai făcut eu? Ăsta se răzbună pentru neagur, mă. Te rog, te-am rugat frumos, cât de des mă prinzi după mine, că mă rog. Cineva, te rog, nu mai. Hai să... Am plecat. Mă bate. Și încă urât mă bate. Da. Frumos. Tocmai și-a bătut joc de mine o chestiuță din aia și acum s-a obligat să mănânc. Super. Ideea e că vreau să mă duc să minez, să caut o grotă din aia, să caut niște iron, că avem nevoie de iron și după cum vedeți, nu mai avem. Bun, așa. Vreau să prăjesc
Alea să facem două repeatere. De fapt, cred că unul ne ajunge. Atât. Vreau să fac două repeatere, mai avem trei torțe, bun. De fapt, vreau să fac un repeater ca să putem face chestia aia să funcționeze. Când apăsăm pe devier, să zic așa? Chiar nu știu. Poate eventual o să ascund la un moment dat redstone, să nu se mai vadă de nicio culoare. Adică are potențial să iasă cât de cât frumoasă chestia asta, nu chiar frumoasă, arătoasă, să arate bine. Dar fiind vorba de mine, o să fie destul de greu. Bun, hai să vedem. Hai să vedem cum facem, cum facem, cum facem. Ok, hai să facem altfel. Luăm redstone-ul și îl punem cât mai aproape de chestiuța asta. Să nu consumăm foarte mult spațiu data viitoare. Așa, te rog, spune că merge până la cap. Și o să vin așa, gen, uite aici, apăsăm asta. Și când apăsăm... Oh, da, funcționează toate. Bun. Spațiul o să fie cam îngust pentru găini, dar acum serios. Nu vrem să le aducem la hotel, vrem să le punem să facă ouă. Știi ceva? Hai, dacă tot le-am pus pe toate astea așa, să nu fie astea întorpuse mai ceva, adică nu știu, să vină și ele normal. Și bineînțeles că astea s-au dus pe undeva în hopper și eu trebuie să le culeg de undeva de pe aici, exact ce ziceam. Da, hai să curăț pe aici totuși. De cât mai am nevoie? Mai am nevoie de una, două, trei, patru. 20 de bucăți de iron, plus încă 16, cred? Adică una în mijloc, dar încă 16. Avem nevoie de 36 de bucăți numai pentru asta, pentru fermă. Și, mă rog, o să fac eu asta. Exact ce ziceam, o să ne întindem cam pe două episoade, ca să o facem și funcțională, adică nu doar să fie acolo. Bine, funcțională e, dar mă refer ca să și meargă, să punem găini în ea. De fapt, da, am putea pune și cu găini, dar n-are și prea frumos. Bun, hai să vedem. Păi, ce să zic, chestia asta merge oarecum. Și până oarecum vreau să zic că merge, arată cam, nu știu, interesant. O să fie destul de interesant cu găinile când o să fie aici. Și da, nu știu ce să mai zic. Păi cam aici o să închei și eu acest episod. Până la viitoare, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut acest episod, uitați-vă, like, comment și subscribe. Și bla bla bla, până la viitoare. Bye bye.